Nu mai sunt nevoiți să meargă prin noroi sau să fie duși pe sus atunci când cheamă ambulanța. Vorbim de locuitorii satului Scoreni, raionul Strășeni, și asta deoarece strada Băcioi din localitatea aflată într-o stare deplorabilă 10 de ani a fost reparată. Acum un an, autoritățile locale au depus proiectul pentru reparația drumului la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și au obținut 2 milioane de lei. De asemenea, pe lângă grantul oferit, oamenii din zonă au adunat mână de la mână 600 de mii de lei. Am pus câte 15.000, câte 10.000, care și cum a putut, cum au avut posibilitate, ca să spună. A fost cam greu, dar s-a strâns suma de bani care a trebuit să contribuim. A fost urât, merge greu și transportul și oamenii. Poate să vii și o ambulanță. Noi când era drumul rău, tăticul a fost cu un picior rupt, a venit ambulanța, l-am dus pe scaun, până la ambulanță, n-a putut să ajungă ambulanța la noi. Acum, bădă prostii. Este tot ghinit. În față de cum era înainte și gropi erau când căpeau mașinile și când se ploua, când e destul de comod, e destul de frumos, bravo, și ne-au făcut. Potrivit autorităților locale, în această zonă locuiesc aproximativ 1.000 de oameni din cei peste 4.000 de săteni, iar 250 de persoane dețin în apropiere terenuri agricole. Acest drum este traversat de circa 1.000 de cetățeni și vreau să vă zic că aici unde se finalizează drumul, după deal se află cotele cetățenilor, unde este plantată vie Moldova și acum așteptăm să înceapă culesul viei. Și deci doar acolo avem câteva sute de persoane care dețin cotele date. Dacă ne orientăm la cetățenii care locuiesc în zona asta, aici undeva e a treia parte din satul nostru. Costul total al lucrărilor se ridică la peste 3 milioane de lei, dintre care mai mult de 2 milioane de lei au fost alocate de către Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură. Restul sumei a fost contribuția primăriei Scoreni și a locuitorilor satului.